Știți că există o supărare la Partidul Național Liberal, că domnul Ciolacu vine mereu și anunță înaintea premierului. Știați de această supărare? Nu anunță niciodată decizii, anunță întotdeauna propuneri. Și este un lucru corect să venim cu propuneri care sunt fundamentate, care sunt analizate în departamentele de specialitate din interiorul Partidului Social Democrat și astfel de propuneri fundamentate cu care venim în coaliție nu cred că ar trebui să supere pe nimeni, ci din contră ar trebui să fie subiectul unor discuții foarte corecte în interiorul coaliției. Pentru că scopul trebuie să fie și este unul comun. Până la urmă, cu toții ne dorim ca cetățenii din România să poată să treacă această iarnă în condiții bune. Dar propunerea n-ar trebui să fie făcută publică inițial de către premier, cel care conduce și coaliția? O propunere bună pe care se discută în, și de fapt o necesitate, că toate aceste propuneri nu vin de nicăieri. Aceste propuneri vin din discuțiile pe care le avem cu cetățenii României. În calitate de senator fac lucrul acesta foarte des, vorbesc cu oamenii, la fel fac și colegii mei, nu suntem rupți de realitate, știm exact ce se întâmplă în România și atunci trebuie să venim cu măsuri bune pentru cetățeni. Scopul intrării Partidului Social la guvernare, acesta a fost. Dacă era să facem un calcul de cu ochii pe sondaje, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, foarte multă lume a spus în spațiu public atunci când Partidul Social Democrat a luat decizia de a intra la guvernare, că era mai simplu să stai deoparte, să ne uităm la televizor, să mai facem cât o critică și doar să creștem în procentaje. Nu acesta a fost scopul. Ideea responsabilității nu este un cuvânt mare, un cuvânt care nu are sens, ci din contră. Am venit cu măsuri și cu propuneri concrete care au și fost adoptate și anunțate de către premier. Știți, primul pachet de măsuri sociale, al doilea pachet sprijin pentru România, unde sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii a fost consistent, 60% din acel pachet se adresează mediului de afaceri. Astfel de măsuri credem noi că așteaptă românii de la o guvernare care este responsabilă și atunci când vii cu astfel de programe care sunt în beneficiul cetățenilor din România, n-ar trebui să existe această chestiune de paternitate a cui este ideea, ci pur și simplu ar trebui să fie adoptate pentru că ele devin o obligație, având în vedere necesitățile de azi. Există tensiuni în coaliție? Ca în orice coaliție. Până la urmă suntem partide care avem valori, principii, doctrine diferite. Important este scopul. Și atunci când scopul este o bună guvernare, găsim întotdeauna soluția și ați văzut că măsurile sunt puse în practică de către guvern.